Primarul Sucevei a avut mari discuții cu ministrul Finanțelor Publice, Daniel Chițoi, la București, în vederea găsirii unor soluții de plată a salariilor compensatorii pentru disponibilizații societății termica. Ion Lungu a precizat că proiectul nu este respins, ci se află în așteptare. Proiectul nu este respins, este în așteptare, ca să spun așa, la Ministerul de Finanțe. Se caută soluții în acest moment pentru a se găsi suma care să fie repartizată pentru Suceava și pentru alte societăți termoficare care au personal disponibilizat în acest an. Aceste sume nu au fost prevăzute în bugetul la începutul anului, pentru că societățile au aprobat mai târziu programe de restructurare. Edilul municipiului declară că a fost și este alături de angajații societății de termoficare din Suceava, iar joi la Putna va căuta oportunitatea de a discuta cu premierul României acest subiect delicat. Am fost și sunt în continuare alături de salariații la termica și voi încerca să-i ajut. Am înțeles că în cursul zilei de mâine a venit și domnul prim-ministru la Putna, am avut o discuție și cu domnul președinte al Consiliului Județean să încercăm să abordăm și această problemă pe care spun eu că o vom rezolva, numai că acolo este o problemă de cronometru, ca să spun așa, salariații la termică au acele preavizii de disponibilizare și atunci trebuie discutată pe această temă. În privința solicitării de majorare a tarifului gigacaloriei venite din partea termica, șeful administrației publice locale a avut o discuție miercuri dimineață cu conducerea societății. Este o solicitare a celor de la termica care este justificată, obiectivă până la urmă, cu creșterea prețului datorită actualizării prețului la gazul metan, creșterea prețului la gazul metan în acest an, în luna aprilie, în luna iulie și ceea ce se preconizează în luna octombrie. Vom avea o discuție săptămâna viitoare cu administratul judiciar de la termica, să vedem cum putem găsi o soluție, să putem funcționa în continuare cu termica pe gaz metan, să putem asigura apa caldă și în măsura în care va fi nevoie și o parte din căldura din sezonul rece 2013-2014.